rechiziții de nea în această dimineață la președintele Consiliului Județean Prahova Iulian Dumitrescu. Procurorii anticorupții au descins și la domiciliile mai multor rude ale acestuia, dar și în locuința sa din capitală. Dumitrescu ar fi suspectat de luare de mită și fals în declarații. Potrivit surselor citate de presă, ancheta vizează modul în care a fost semnat contractul de proiectare și execuția centurii orașului Mizil. Iulian Dumitrescu a reacționat pe Facebook și spune că va pune la dispoziția procurorilor toate informațiile și că nu se va citez ascunde în spatele vreunei funcții politice sau administrative. Am încheiat citatul. Începe proiectarea lotului 3 din Autostrada Unirii. Segmentul dintre Leghin și Târgu Neamț are o lungime de 30 de kilometri și este singurul semnat din A8 Târgu Mureș, Iași, Ungheni. Constructorul UMB are termen 6 luni pentru proiectare și 2 ani pentru execuție. Contractul de peste 1,5 miliarde de lei este finanțat cu banii din PNRR și trebuie finalizat până în 2026. Pentru primul lot, Târgu Mureș-Miercurea-Nirajului, compania de drumuri va semna curând contractul, iar pentru următorul segment, până la Leghin, vor fi lansate licitațiile pentru lucrări în următoarele săptămâni. Sindicaliștii din sănătate au continuat protestele. Solidaritatea Sanitară a pichetat în această dimineață sediul Ministerului Muncii din capitală. Totodată, cei de la Sanita s-au protestat în fața Ministerului Sănătății. Sindicaliștii continuă să amenințe cu grevă generală. De altfel, Solidaritatea Sanitară a și anunțat guvernul în acest sens. Executivul are la dispoziție 10 zile pentru a le îndeplini solicitările. Între revendicări, acordarea indemnizației de hrană, dar și

Guvernul își angajează firmă de avocatură pentru procesul cu Pfizer. Un memorandum va fi adoptat în ședința executivului de astăzi. Dosarul se judecă la Bruxelles, iar primul termen a fost stabilit pentru 20 februarie. România a fost dată în judecată de gigantul farmaceutic pentru că ar fi încălcat contractul pentru vaccinurile anticovid semnat în 2021. România este acuzată că nu a mai plătit milioane de doze pe care le-a comandat, dar care într-un final nu au mai ajuns în țară. Prejudiciul sare de jumătate de miliard de euro. Recent, ministrul sănătății Alexandru Rafila anunța că România ar putea fi reprezentată în comun cu Polonia în acest dosar. Eu cred că noi am acționat responsabil încercând să vindem cât mai multe din vaccinurile acestea care reprezentau obligație de plată, pentru că dacă nu le vindeam, suma despre care se discută în procesul cu compania Pfizer n-ar fi fost de 550 de milioane de euro, ci ar fi fost de 700 de milioane de euro, pentru că ar fi fost mai multe doze decât cele pe care noi am reușit să le vindem. Există anumite proceduri la nivelul guvernului în care fie guvernul, fie Ministerul de Finanțe angajează o firmă de avocatură. Problema este legată de faptul că firma care va reprezenta mod efectiv România la proces trebuie să cunoască legislația din Belgia. Eu am luat legătura cu cei din Polonia, colegii din Polonia, am avut o discuție legată de acest proces și de o încercare de coordonare a pozițiilor celor două țări. Mai este și aceea de-a treia țară, Ungaria. O să vedem dacă putem să avem o reprezentare comună sau separată, dar oricum echipele de avocat să discute unii cu ceilalți. Eu bănuiesc că și compania Pfizer o să cumpărească bine în cadrul acestui proces, pentru că mie cel puțin ca și om de sănătate publică, mi se pare absolut nefiresc ca o companie farmaceutică să arunce în aer credibilitatea vaccinării în general. Comisia Europeană propune prelungirea suspendării taxelor la import pentru Republica Moldova cu încă un an. Simultan, executivul european vrea și menținerea măsurilor comerciale autonome pentru exporturile din Republica Moldova spre Uniune. Decizia vizează șapte produse agricole, roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de struguri. Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că măsurile ar putea încuraja antreprenorii din țara vecină să se lanseze pe piața europeană. Datorită acestei decizii, anul trecut, Republica Moldova a ajuns să fie a doilea exportator de prune pe piața europeană. Și, fără îndoială, că avem și, și alte domenii unde am putea ajunge, a, a realiza astfel de, a, de lucruri frumoase, <coughs> cum ar fi, de exemplu, cireșele sau... Uh, struguri de, uh, de pomă. Deci, uh, cu siguranță, va fi întâmpinată cu mare bucurie dacă va fi aprobată de fermierii noștri, care deja în ultimii doi ani au stabilit uh, relații de parteneriat foarte bune cu uh, companiile, rețelele comerciale, nu doar din uh, România, dar și din alte state și sper că, uh, datorită acestei decizii care va fi luată, de Uniunea Europeană, să aceste relații să continuă și să, să se dezvolte, să se extindă și, de asemenea, să atragem și alții antreprenori care încă mai au anumite rezerve. Atunci când a, sunt încurajați să se lanseze pe piața europeană, preferă, de exemplu, piața a, rusească sau piața, piața estică, dar vedem că piața estică este din tot mai greu de, de accesat de, de către noi și din cauza multiplor probleme care sunt create de federația, federația Rusă care continuă să ne boicoteze produsele, așa cum făcea și anterior și mai mult decât atât nu suntem siguri că situația, securitatea regională ne va permite într-adevăr să avem relații, să dezvoltem relații durabile, economice, comerciale cu cu Federația Rusă în următorii ani. În ansamblu, exporturile din Republica Moldova spre Uniune au crescut de la 1,8 miliarde de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2022. Propunerea Comisiei trebuie discutată în Parlamentul European, dar și în Consiliul Uniunii. Meteorologii anunță că vremea continuă să se încălzească. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 6 și 11 grade Celsius. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Spre seară, prin vestul țării, este posibil să plouă în capitală. Vremea va fi frumoasă astăzi și vom avea o maximă de 9 grade Celsius.